Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la buletinul de știri. Marele poet Vasile Romanciuc a avut o întâlnire de suflet cu elevii, profesorii, dar și toți cei care adoră creația poetului. Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca Publică Regională Iulian Filip din orașul Drochia. Mai multe detalii la acest subiect aflați de la colegii mei. La Drochia a avut loc o întâlnire de suflet a poetului Vasile Romanciuc cu elevii, profesorii, dar și toți iubitorii de creație a scriitorului. Interpretul Mihai Ciobanu și poetul Iulian Filip la fel au fost oaspeți de onoare la întâlnirea ce s-a desfășurat sub genericul O inimă ce râde și plânge în cuvinte. Tinerețea este trecătoare, banii bun, dar îi am ajutor. Mintea este o avere mare, dar n-a fost și nici nu este dată tuturor. Astăzi, pentru mine, a fost o zi deosebită aici la Drochia. De ce? Pentru că, de fapt, am trăit emoțiile unui an întreg, unui an drochian, să zic așa, un an care a început în februarie la Biblioteca pentru Copii. Prezenți la eveniment, elevii susțin că sunt foarte bucuroși de întâlnirea cu scriitorii și că astfel de evenimente ar trebui să se organizeze cât mai des. În concepția mea, cred că trebuie să știm care sunt cuvintele sau chiar în poezia care am recitat-o, variantă posibilă. Vasile Romanciuc spune despre cuvântul care încă nu l-a deslușit, nu l-a înțeles, cuvântul care nu îl marginalizează, care îl desface ca personalitate. Elevii instituțiilor de învățământ din raion au recitat versuri din creația scriitorului. Știi cine ești? Ce ești? Îți aparții? Un vânt cu destinație secretă te folosește ca pe giruietă. Am organizat această întâlnire de suflet cu poetul Vasile Romanciuc, deoarece în acest an poetul are o vârstă frumoasă, va avea o vârstă frumoasă, o vârstă a împlinirilor, de pe culmele căreia privești în trecut, privești cu mândrie, pentru că are la ce privi, are o creație vastă, o creație frumoasă, care și-a găsit recipite de iubitate și în sufletele copiilor și în sufletele celor maturi. Evenimentul a fost consacrat jubileului de 70 de ani de la nașterea scriitorului Vasile Romanciuc, ce va avea loc pe data de 17 decembrie. Anul 2017 a fost declarat în raionul Drochia anul Vasile Romanciuc. Viața în casele de tip internat este departe de ceea ce își dorește fiecare copil. Despre aceasta vorbește un bărbat din Ungheni care în 19 ani a trăit într-un internat pentru copii cu deficiențe mentale. Feodor Prodan are 35 de ani. S-a născut cu deficiențe mentale, iar după ce i-a decedat mama, a fost plasat în casa de tip internat pentru copii cu deficiențe mentale din Orhei. În această instituție, Feodor a trăit 19 ani. De la angajații Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Ungheni, Valentina Grubi din satul Grozasca a aflat despre destinul nefericit al lui Feodor, după care în data și decis să-l ia în familia sa. Deja sunt câțiva ani de când Feodor locuiește în casa doamnei Valentina, pe care el o numește Mama Valea. L-am primit ca copilul meu adevărat, drept vă spun, încă mai mult îl iubesc ca copiii mei, că ei nu sunt pe lângă mine și el e unicul. El de tare și ne aștepta, nu știu, bucurii mari și avea să vie într-o familie, să nimerească. El era dezorientat, nu știe unde să fugă, nu știe cum mai repede să scăpe de acolo. Dumnezeu când ne-a dat o femeie, m-a luat. O femeie, când mă rogam la Dumnezeu, Doamne, să nu ies de internat, și ala m-a rugat că nu vreau să sed în patul păreți. În timpul liber, Feodor iubește să privească televizorul, dar cel mai mult îi place să frecventeze biserica. Când este însă de lucru prin gospodărie, Feodor o ajută în toate pe Mama Valea, aduce apă de la fântână, taie lemne. Doamna Valentina recunoaște că este un ajutor de neînlocuit în lipsa celor trei copii ai săi care s-au stabilit cu traiul peste hotare. Are grijă de lemne,
apă ne aduce, de foc, să nu înghețăm iarna, asta e frica lui. Iarna să nu înghețăm, că eu separat și el cu soba e separat. Dar ce spun copiii dumneavoastră? Sunt foarte bucuroși, copiii ne ajută, e ca un fel de sponsor pentru el, îl ajut cu toate cele, cu îmbrăcăminte, cu până și producte de mâncare ne trimit pentru el. Și bani ne trimit ca să mai aranjăm o leacă, să amenajăm și mai avem lucrări. Cânt eu. Fii Dumnezeu, al cântăm la biserică. În cei 19 ani cât s-a aflat în casa de tip internat, Feodor a însușit lucrul cu lemnul. Îi place mult această meserie și chiar dacă nu are studii profesionale, el totuși își dorește să continue pe această cale. Eu vreau să și eu la un lucru ăsta, la un lemnar, la un stanoc, ca să lucrez eu la o lemnărie, să fac tieuri, sfăbre, iar că vreau să lucrez, dar n-am cu ce lucra. Să avem un stanoc, eu lucram asta la o martiscaia. Eu pot jeluia, mâini, tăcioare am. Sunt deja 3 ani de când doamna Valentina a decis să-i ofere lui Feodor o șansă de a trăi în familie. Nu-i pare rău nicio clipă de acest lucru și speră că exemplul ei îl vor prelua și alți oameni cu suflet mare. Fiecare să gândească nu numai pentru sufletul lui, dar să mai gândească și pentru copiii care se azvârliți de soartă și plâng. Vor în familie sărmanii, plâng și mi-e milă de ei și așteaptă fiecare apropiat, mângâiat, iubit și unde e iubire din toată inima acolo și dragoste și să ai față de așa copii. Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel au fost cinstiți de către creștini ortodoxi în Catedrala Episcopală din municipiul Soroca. În reportajul ce urmează veți afla mai mult. Astăzi, când creștinii ortodoxi îi cinstesc pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel în Catedrala Episcopală din municipiul Soroca, cu binecuvântarea mai marilor bisericii ortodoxe din Moldova, au fost aduse și expuse spre închinare icoana și pârticele din moaștele Sfintei Matrona de Moscova. La slujba de seară, mai mulți creștini au venit să se roage și să se închine la aceste sfințenii. Ei spun că de mai multe ori au simțit ajutor de la Dumnezeu și în special de la Sfânta Matrona și de aceea cheamă pe toți să vină la rugăciune. Să vină să roage, să roage la moaștele sfinților, că ajută mult. Eu nu cred, eu sunt învățătare de profesie și învățătare cu tot cu altceva, dar m-am convins că este o putere tare mare, care am întâlnit-o eu. Eu am întâlnit-o. Și înainte parcă îmi vine a râde, nu știu ce. Dar nu-i de râs, nu-i de mică. Eu cred că este și eu chem pe toți. Să închine, sfinte biserici, să închine. Maice, Domnul Iisus Hristos și la toți sfinți care sunt. Ieșind astăzi la serviciu, am auzit că la catedrală au venit moaștele Sfintei Matrona. Am hotărât să vin aici să mă rog pentru sănătatea familiei, sănătatea copilului, pentru liniște și pace în suflet și în familia mea, pentru liniște și pace în sufletul apropiaților mei. Și îndemn toți oamenii să vie și să roage la această sfântă și să aprindă câte o lumânare. În biserică aici este o icoană foarte sfântă pentru noi creștinii și am venit să mă rog de sănătate, să mă rog pentru sănătatea copiilor mei, nepotului meu, să mă rog să fie pace pe pământ, înțelegere între oameni și să fim tot sănătoși. Cred că Maica Matrona ne aude și se roagă pentru noi. Potrivit slujitorilor bisericii, icoana a fost adusă la solicitările mai multor creștini și se va afla aici până la începutul lunii ianuarie. Zilnic în catedrală se vor oficia servicii divine și se va citi acatistul Sfintei Matrona, așa ca toți creștinii să reușească să vină să se roage și să se închine moaștelor și icoanei. Acest lucru s-a produs din motiv că credincioșii au solicitat acest lucru în număr foarte mare, dat fiind faptul că această sfântă este arhicunoscută și bine cinstită în teritoriul țării noastre. Și de aceea îndemnăm că în această perioadă toți creștinii din municipiul Soroca, din raionul Soroca și oaspeții orașului să treacă pragul bisericii noastre și să aducă rugăciuni acestei sfinte. Sfânta Cuvioasă Matrona de Moscova este una din cei mai cunoscuți și cinstiți sfinți ai bisericii noastre.
care a adus o viață deosebită, iar pentru cei care se roagă cu credință, ea este grabnică ajutătoare. Se cunosc mai multe minuni care s-au produs la icoana acestei sfinte, în special vindecare de diferite boli. Acum creștinii nu mai trebuie să facă cale lungă ca să ajungă să se închine la icoana Sfintei Matrona, ci o pot face zilnic la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din municipiul Soroca. Proiectul Iluminarea Stradală pentru orașul Nisporeni, siguranță pentru locuitori, are drept scop oferirea unui mediu de locuit adecvat și securizat pentru cetățeni, prin iluminarea stradală eficientă pe străzile orașului. Contractul de grant a fost semnat în vara anului trecut, însă proiectarea și proiectul tehnic a început cu peste 2 ani în urmă. Urmează a fi instalate 329 de corpuri LED. Aceste corpuri de iluminat LED, așa cum au spus și experții mai devreme și domnul director, care este persoana cu care am tractat această lucrare, a spus că au atât o eficiență energetică durabilă, cât și o calitate a luminii. Noi sperăm ca locuitorii orașului Nisporeni să se bucure de acest proiect și este unul din proiectele vizibile de care se vor bucura imediat, adică după ce se vor aprinde aceste becuri, vor simți și diferența. Au o eficiență bună în iluminatul stradal. Și noi le instalăm acum în orașul Nisporeni, o parte dintre care noi le-am instalat și au un efect foarte, foarte bun, de care oamenii sunt mulțumiți și cred că o să fie un lucru bun pentru orașul Nisporeni și sperăm să mai conlucrăm cu primăria Nisporeni, dacă mai avea așa un proiect. Cei mai mulțumiți și satisfăcuți de acest proiect sunt locuitorii acestui oraș. Frumos, ceva frumos, îmi pare că să-i bine. Păi bine, pentru că așa o să fie mai multă lumină pe stradă și lumea va putea să circule în siguranță. Foarte bine, foarte frumos. Din ce cauză? Merge noaptea și pe drumul și nu te temi, nu ai nicio teamă. Așa, când era noapte, era foarte greu. Timi să mergi cu un copil de mână, mai vine un copil seara târziu, mai... Acum altfel, chiar foarte bine. Proiectul va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. Sărbătoare mare la Nisporeni. Pe 21 noiembrie, de sărbătoare Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, orașul Nisporeni sărbătorește hramul localității. De dimineață, zeci de credincioși au mers la biserică, unde s-au rugat și au aprins lumânări. În acest an, primăria orașului a organizat această sărbătoare cu un program divers și variat. Concerte cu ansambluri de muzică din oraș, interpreți de muzică ușoară din diferite localități. De hramul orașului, autoritățile au venit cu mai multe promisiuni pentru localnici. Orice nu s-ar întâmpla, niciodată nu ne vom opri din a face în acest oraș un oraș prosper, colaborăm și facem multe proiecte bune pentru orașul nostru. Locuitorii orașului sunt foarte bucuroși de acest eveniment frumos organizat. Astăzi este o sărbătoare frumoasă aici la Nisporeni și anume sărbătorim hramul orașului, îi sărbătorim și cinstim pe Arhanghelii Mihail și Gavril. După ce am sărbătorit la biserică această mare sărbătoare, noi am venit aici în piață să sărbătorim împreună cu cetățenii din Raionul Nisporeni. Vreau să le urez locuitorilor orașului Nisporeni ca Sfinții Mihail și Gavril să-i călăuzească în tot și în toate, să le dea pace și bucurie în inim și bunăstare. Toți veseli, interesant. Au cântat copiii de la Dore Mice, cântat frumos, da, a fost vesel. Foarte bine, foarte bine, mulțumim. Zdei Domnul, mai multe sărbători se întâmplă. Seara, în centrul orașului Nisporeni, a fost organizat un concert de zile mari. Pe scenă au evoluat artiști autohtoni.
Orașul Glodeni a marcat ieri 344 de ani de la prima atestare documentară. Cu această ocazie, pentru locuitorii orașului Glodeni, dar și pentru oaspeți, a fost organizată o sărbătoare pe cinste. Centrul orașului a fost transformat într-un iarmaroc decorat în stil tradițional. La el au participat apicultori și alți agenți economici din raion care și-au expus produsele. Pentru cei mici a fost amenajat un parc de distracții. În centrul de cultură s-a dat start sărbătorii. Autoritățile au împărțit diplome de merit și au mulțumit celor care contribuie la dezvoltarea orașului și la educația și dezvoltarea tinerelor generații. De asemenea, au fost felicitate și familiile care au marcat în acest an 50 de ani împreună. Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert grandios. Pe scena din Glodeni au evoluat Ion Surceanu, Doredos, Orchestra Tarmis și Sunstroke Project. Z
10 actori locali din sfera publică și privată din regiunea Roșpșa au efectuat o vizită de studiu în raionul Glodeni pentru a vedea și discuta cu autoritățile locale și raionale despre eventuale proiecte ori parteneriate. Pe parcursul vizitei de studiu, reprezentanții din Polonia au luat parte la vizite unități școlare în care au derulat proiecte educaționale. Subiectul discuției de azi a fost impactul proiectelor culturale și educaționale, dar și necesitatea unor proiecte economice care ar putea favoriza apariția unor investiții, crearea unor noi locuri de muncă și necesitatea de a crea noi servicii de postproducere a producției agricole în Moldova, dar care ar putea fi realizată în Uniunea Europeană. Autoritățile raionale au subliniat importanța preluării experienței autorităților poloneze care au reușit să acceadă la toate fondurile europene și să implementeze proiecte cu succes în țara lor, grație cărora Polonia s-a dezvoltat enorm. Noi am avut o discuție cu domnul Țubală și în contextul aplicării, dar asta depinde de legislația Poloniei, legislația Uniunii Europene, cum pot să aplicăm împreună la proiecte europene. Polonia a fost programul lider care a fost aplicată. Și acum Uniunea Europeană o propune să o aplicăm și în spațiul parteneriatului estic. Și atât în contextul ăsta noi putem să găsim o formulă de colaborare. Eu, de cum câte vizite am făcut în Polonia, am observat unde este realizat ceva serios, stă emblema că a fost realizat din fonduri europene. Dar asta nu înseamnă că trebuie să minimalizăm ceea ce a realizat poporul polonez, cu acceptat direcția de dezvoltare spre valorile europene, că au fost oameni disciplinați, că s-au muncit foarte mult și au trecut pentru o perioadă foarte grea în perioada asta de tranziție. Eu am spus din nenumărate ori, am fost în Polonia în 1994 și țin foarte minte bine ce nivel de trai era atunci în Polonia. Avem experiența Poloniei, avem experiența României, care vorbim aceeași limbă, practic, suntem același popor și am putea să evităm unele greșeli care le-au făcut și Polonia și România în cale spre Uniunea Europeană. Noi sunt tradiții foarte bune în prelucrarea solului și avem un pământ foarte roditor și agricultori foarte bine pregătiți. Problema noastră este că noi avem probleme cu prelucrarea producției agricole. Începem să penetrăm piețe noi. Puțin, ați văzut problema cum struguri din Moldova, acum pleacă în Polonia. Autoritățile poloneze sunt gata să împărtășească din experiența lor și sunt gata să implice autoritățile din Glodeni în cadrul eventualelor proiecte ale Uniunii Europene la care vor accede. Do tej pory włożyliśmy, znaczy wymienialiśmy się z dobrą młodzieżą, w sensie utalentowaną muzycznie, a teraz musimy kiedyś zrobić turniej piłkarski. Z tego dopiero ruszyły, bo długo projekty szykowali, rozpisywali różne dokumenty, szykowali, a teraz już można je po nie sięgać. Nie spotkali, nie pojechali, to jest, no ta życzliwość jest bardzo dobra. Także ten, życzymy, żebyśmy razem za niedługo zrobili sobie jakiś fajny biznes, fajny projekt, żeby wam się udało, bo wam się po prostu należy. Ja już wiem, że toate afacerile de succes încep greu. Dar pe urmă merg bine. Totodată au spus că vor ca relațiile dintre cele două regiuni să-și continue dezvoltarea și să continue pe direcția schimburi culturale și chiar și organizarea evenimentelor sportive împreună. Mă bucur și ne bucurăm întotdeauna când vedem Polonia implicându-se în Republica ce Moldova, pentru că, de fapt, împărtășim aceeași misiune în felul acesta. Suntem deschiși la orice colaborare care vizează susținerea administrației. Autoritățile au convenit stabilirea de rețele pentru continuarea cooperării în cadrul programului proiectelor. Delegația a participat la activitățile dedicate hramului orașului Glodeni. Vizita de studiu are ca scop punerea în valoare a impactului proiectelor finanțate din fonduri europene. Doamnelor, domnilor, buletinul de știri se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Toate bune!